Ion Călinoiu a fost declarat incompatibil de ANI, care a constatat că șeful Consiliului Județean Gorj a deținut în 2012 și 2013 calități în structuri de conducere ale unor instituții pentru care a fost remunerat. Legea interzice aleșilor să exercite activități în structuri ale statului pentru care să primească banii. Călinoiu Ion s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de președinte al Consiliului Județean Gorj, întrucât a deținut simultan cu funcția de președinte următoarele calități contrar prevederilor legale. Expert pe termen scurt în cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic în perioada 1 septembrie-15 decembrie 2012. Expert pe termen scurt, expert Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, expert Consorțiul Regional Sud-Vest Oltenia în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj în perioada 1 iunie-31 iulie 2013, se arată într-un comunicat emis de Agenția Națională de Integritate. Ion Călinoiu se declară nevinovat și chiar susține că are merite în dezvoltarea învățământului tehnic. E vorba de un expert pe termen scurt, am primit această sumă pe card, n-am avut niciun fel la sfârșit de an un FFZ-ul care să-l analizez și să-l trec în declarația de avere și a fost o simplă omisiune. În rest, nu e nicio problemă cu activitatea desfășurată, ba din contră, eu consider că a fost un pilon de sprijin și va fi în continuare pentru susținerea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean de a dezvolta învățământul tehnic. Președintele Consiliului Județean este acuzat de fals în declarații în formă continuată, deoarece nu a trecut respectivele surse de venit în declarațiile de avere. De asemenea, întrucât Călinoiu Ion nu a menționat în declarațiile de avere depuse la datele de 11 iunie 2013 și 12 iunie 2014 veniturile obținute în baza contractelor încheiate între acesta și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Gorj, au rezultat indicii privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii de fals în declarații prevăzută și pedepsită de articolul 326 din Codul Penal al României, conform căruia declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unei persoane dintre cele prevăzute la articolul 175 în vederea producerii unei consecințe juridice pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, se mai arată în comunicatul ANI. Cât despre returnarea sumelor încasate ilegal conform legii, Călinoiu spune că nu e de acord. Cui? Dacă mi cere, cineva, îi dau, dar i-am luat pe muncă banii aceia și nu sunt în stare de incompatibilitate. E vorba de o omisiune pe care, bineînțeles, potrivit legii, eu cred că se găsesc circumstanțele atenuante de a fi achitat. Ion Călinoiu a dat de înțeles că se aștepta să fie luat la întrebări pe această temă, având și o explicație pregătită, însă reprezentanții ANI nu l-au chemat. Aveam pregătit și un punct de vedere, dar n-am fost de niciun fel anunțat că intru sub incidența unor verificări ale ANI. Au venit aceste, am înțeles, de la instituții direct, că au cerut puncte de vedere sau informații cu privire la activitățile pe care le desfășor la inspectorat sau alte instituții. S-a găsit aceasta și s-au găsit cei 800 de lei. Simplu. Dacă instanța îl declară incompatibil, iar hotărârea rămâne definitivă, Ion Călinoiu nu mai poate candida la nicio funcție publică timp de 5 ani.